stau cu ea de vorbă. Vă salutăm, prieteni. Eu n-am mai filmat de atâta timp. Nu mai am timp, nu mai am vreme, că nici de nu mai filmez. Da. Și am venit să iau pâine și am găsit-o pe patroana ce și mai stăm și noi la un pahar de vorbă. Da, mai stăm la o cafeluță și noi. La o cafeluță, la un suc din ăsta. Aia și soarele frumos. Așa că ne întâlnim, noi mai stăm, mai vorbim și noi mai ne spunem de ale noastre. Mai spunem de nurori, mai spunem de copii, mai spunem de nevoi. Ce povesti fac? Mai povestim, că n-avem de treabă. S-a spălat prietenii cu oarele și a venit Anca ultima dată, că m-a văzut că mă pătimesc singură. Și da, te-a ajutat. Și m-a ajutat, le-a luat din mână. Da? Și m-am bucurat că a venit de mine, le-a spălat, că nu mai puteam. Era ultima dată, daba-daba. Apoi apăruri și ei erau de tine. Mai aveam, am pus toate alea și mai aveam cu oarele, zică ninje. Ninje, nu ninje, da. Patroana. Mai am să iau lemnele și gata, am terminat-o cu gospodăria de iarnă. Așteptăm sărbătorile la urmă. Ai spus că când ai face rozii lemne, să-l anunț pe Rafaela. Păi trebuie să-l anunț, că eu iau banii peste 2-3 zile. Da. Și de aia să-l anunț. Da, pe 20 suntem astea și trebuie să le luăm. Mâine, da. Luni. Mâine, da, luni. Să vorbesc cu Rafaela. Da. Vorbește ca să vorbește cu băieța. Da, ca să iau și eu o mașină. Vorbește de lemn. Vorbește și să le aduci acasă. Da. Da, că de unde luarăm noi, ia și tu, că-s iau mai ieftin da, un pic. Da, iau și eu de la omul ăsta, că-s mai ieftin. Un pic, îs lemne bune, îs lemne uscate. Ce să faci? Mai faci o mămăligă afară la ceaun, mai faci ceva la ceaun, trebuie să am lemne. Da. Eu am și sobă, am și la mine, am și în fragerie, că nu mai fii curent, fac și în sobă foc. Da, că îi faci foc, ce să faci, mai ce faci? Mai ce faci, patroana, și asta trebuie este. Să facem focurile. Că eu mai am făcut focurile, că e frig noaptea, e frig nu așa. Da, bă, eu am caloriferele, face căldură și la leu și la mine și la urs. Da. Da, plătim curentul, ce să faci? Plătești, că n-ai ce faci. Asta e, când dai la lemne, când dai la alea. Da. Ce să faci? Mă uit acolo să văd, e sora ta. Auzi, am văzut și eu, n-am putut să mă duc și n-am luat nici banii. La Bâlci, la Craiova, la Frumoșaț. Ce? A început, nu știu cum să zice la ăsta, la Craiova. Târg acolo? Târg frumos, Doamne, toate ăștia. A. Trebuia să ne ducem și noi, să ne plimbăm. Cu Dabi să mai vedem de câlsele noastre, mai ne arde de plimbare patroană. Păi dar să vedem și noi lumea ce face așa, stăm mai în cameră încuiată. Mai vedem, uite vine să o ia. Da. Vine să vine și sorul meu Stella. Da, vine. La o cafeluță. Da. Am zis să mă duc și eu pe la ea, dar nu mă duc de... Ce să faci, ce să faci? Aproape. Uite că vine, vezi? Bă, vezi că ai putere acum. Și discuta, ce vrei să faci? Vezi că ai putere acum că umbli. Faceți bani? Mă, Stelă, ce faci? Mai discutăm și noi aici, ca două bani. Ce discutați? Să vă vad o țară întreagă, discutați. Nu discutați și voi furiți că sunteți bătrâni, să spuneți că vă doare. Măi, fată, lasă să ne vede lumea când e de văzut. Bă, Stelă, că... Vă vorbiți să vă vad o țară întreagă. De lași-o gazet. Da. Bună ziua, fanii lui patroana, bună ziua! Mă, Stelă, cum zici tu așa? Pă, să ne vadă și pe noi lumea, că când doar mâini, mâine, păi mâine, nu mai ne vede nimeni. Suntem astupați acolo. De aia faceți voi. De aia facem filmările. Foarte bine. De aia facem. Auzi ce zice Stelă? Auzi ce zice Stelă? Să nu fac filmare, să mă vadă lumea. Păi ce să mai mă vadă? Să stai acoperit acolo. Când? Mor mâine, păi mâine, cine mai mă vadă? Așa te știe, te dă și copiii și te uită la tine. Iuda, cine mai mă vadă? Tu știi când eram la Obis, că dau pe canale și mă uit ce făceam, că eram mai tânăr? Da, erai mai tinerică acolo. Eram tânărică, puteam, aveam putere, dăteam cu janta femei, alergai, mă certam cu femeile. Da, acum ce zic, stăm acasă. Uite, acolo nu pot să mai... Băgăm foc în soba. Dacă îți pune să plec de acasă, mi-e greu. Uite, vreau să mă duc la București să scot melodiile și mi-e greu să mă duc. A. Plec marți. A, păi nu mă ieși pe mine cu tine.
Păi unde să te iau? Că nu e loc în mașină, că mergem cam... Mă pui în portbagaj. Vrem să tragem melodiile. Știi ce facem? Ei. Când venim acasă, mă duc să le trag melodiile, Așa. Ocea, și când vin acasă facem clipul la mine pe sală. Ștetem atunci, te îmbraci frumos, da, cu nora ta tânără și vii și facem clipul. Da. Ca să te vadă o țară întreagă în clip. N-a spus eu ceva că vrea să mă cheamă să face ceva, dar când mai mă cheamă. Da, și să ne faci și niște pogăci de aia. Fac. Atunci, pe filmare. Atunci, pe filmare fac. Da. Atunci, fac pogăci cu slănină. Cum mâncam de mult, să arăt la prieteni cum mâncam de mult. Și cum faci tu pogăcile alea, sfertui, așa. Da, așa fac. Așa fac, patroane. Da. Să fim sănătoase până acum. Să fim sănătoase, să gătim, să facem, ce să facem? Asta e mâncarea, asta e lucrarea, asta că zicem e să nu mâncăm, bă, zână. Da, mâncăm. Auzi, s-a dus copilul meu ieri, că zic să nu-i mai dau, am mâncat rijim până acum. Să le ia coade de fumate de aia. Am luat și eu, făcui niște coade afumate, așa că mi le-a cerut. Doamne, cu și-am făcut. Verde. Eu le-am făcut cu macaroane, ciorbă. Da. Și pe urmă mai opit el de-a băgat... De-a băgat într-o oală, am într-o oală care gătesc. Bă, și e venit la pâine, uite plasa acolo. Uite plasa că veni la pâine, uite. Auzi, am o oală care mi-a luat oleu, a dat 20 de milioane. Nu e nimic, uite, mi-a luat și vitrinul, am spus, beu eu cafea. Auzi, am o oală care a luat oleu de la București și a dat 20 de milioane pe ea. Ce faci cu oalele? Ce patronă cu 20 de milioane? Ce faci cu oalele? Păi stai să vezi ce cu oala, cu fraierul te-am. Fraier. Oală fraier. Da, de eu face mâncare. Înseamnă că nu face mâncarea bună de fraier. Auzi. Mai bunică zână, așa, bunică zână, să-ți spun de oală care-i treaba. Spune, oală fraiere. Nu așa n-am auzit, de când mama n-a făcut. A spus, m-a supărat Leo și i-am spus, bă, tu ești mai fraier ca oala asta. Mai fraier ca oala. Da. Ca păi până ia mâncare, carne acolo, carne, cartofi și se face zână, apăs pe buton și se face singură. Nu mai bag lemne sub foc. O bagi la curent. Când ai vede, uite, să vii la mine. O bagi la curent. Să vii la mine și să vezi tu oala fraieră. Auzi, dacă vin, nu vin să văd numai oala, să fie și mâncarea în ea. Păi da, e nu mâncare. Nu vin numai după oala să văd. Auzi, papa, papa, toată ziua, papa, papa. Ne-am greșit, poate ne-am îngreșat. Poate ce faci cu colea la cafea? O cafea, o țigară. Pia cel mănâncă și o gogoașă, o plecintă, dar nu gărăburile de carne. Băgăm în noi și ne-am îngrășat. Auzi, varză cu carne, varză cu găină. Mă, stelă, fac auzi, așa, ce-am făcut el? Fac fripturi, fac așa, cartofi. E până nu mănânc ciorbă, nu mă sacă. Așa e și Leo ciorba. Auzi, am făcut ieri coadele, că a spus la tine că ar mânca coade, s-a dus, s-a luat coade. Și am făcut ciorbă de macaroane. Și am făcut o varză albă cu pipote de pui. Da. Mamă, ce ai zis, varza. Să fii băgat ardei, uite acolo, cum bag eu. Mănâncă copiii. Auzi, dacă mă crezi, nu mai îmi place nicio mâncare. Nici fripturi, nici aia. Mănâncă de o farfurie de supă. Ciorbă. Auzi, să-ți spun ce a făcut Lucia seară. Da. A venit la frate Săva seară, a dus mâncare și a dus niște prăjituri. Ia ce a făcut? Le-a pus la el pe masă în cameră. Le-a mâncat pe masă. A prins-o, fată. Pe urmă mă sună, mă, mamă, lăsai prăjiturile, zice, le mănâncă toate. Păi tu dacă le-ai lăsat pe masă, el lasă carnea, lasă tot ia pentru... Ca și-am văzut pe TikTok asta. Păi beurăți cafea, mă, beurăți. Beurăm. A mâncat prăjiturile bunică zână toate și a beut și sucul ăla. Și putea, nu mai putea să vorbească la TikTok la urmă, l-am văzut așa. Auzi. S-a curcat de vreme. Dulciuri la diabel făcea 400 de kg. Păi cred că a făcut, a putea să mă duc să bă la ușă, să-l scol. Când m-am dus... De ce a lăsat prăjiturile acolo? Păi s-a căit. Trebuia să-i dă una să mi aducă și mie. Și pe urmă m-am dus să cer și eu prăjitură și le mânca, să nu mai era. Mi-a dat mâncarea. Cine este? Cine? Înțelegi? Nu, e, nu știm cine e. Nu se uită ea în palma. Băi, Ionica, ce faci? Oșileam de dimineață. Să trăiești, mă, Ionica!
în ele, să trăiesc, nu, mă. Apă, s-o pregătiți, amuștile de la o... Da. De toate. Ce habe, mă, ce mâncare pregătești? Gătește, doamna Gabi, gătește ciorbă, găină la cuptor, mai da. Multe lucruri. Da. Cu câte găini bagă la cuptor? Băi, trăiesc bine, mă. Veni patroni acasă. A? Veni patroni acasă. A, veniră paltoni acasă. Da. Da. Lasă că e bine, lasă că e bine. Lasă măi, Ioane. Pe bun loc, uite, te și n-am și grăim în părtință, mă, balu. Pandajem ne mai gata să mai de curând. Avea tu mai unde de curând. Ai pâine. Ai pâine. Făcu-șo câteva minute, patru. Ce mai jumoșu zână? Te lăsa în pat acasă. Unde în pat că vă de bine? În pat. Neața, neața. Neața, bine că ți-a luat motos. Bă, te-ai îngrășat, dar te bagi în scuterul ăla. Poftim? Te-ai îngrășat, dar te bagi în scuter. Vâstra. Vâstra. O să slăbim pe vâstră. A venit un țigan român la un magazin și le iau pâine. Și acolo mi-a servit cu o bucată de carne de puțel. Bine ai făcut. Bine ai făcut. Și acolo ce ai acolo? Ai ceva de vânzare? Bă, ia dă-ne și nouă ce ai acolo. Ia. A, vino cu... Ia uite, are baba tână, pâine, are tot. Aia. Am pâine. Ia bagă aici. Lua și mâncați. Mult puțin să rămânați. Bă, dar e cârpă aia. Lasă cârpă acolo, ai zacuscă. Aici e zacuscă. Și acolo ce? Mâncăm după tine și eu, așa, eu. A, nu mâncăm, nu iau tava dacă nu mâncăm. Că îl mâncăm numai carnea. Ușor, stai cu cuțitul. Nu, bă, să-i așa. Bă, babă zână, bă, babă zână, ia bagă, bă, bagă pe punga asta, bă. Bă, bagă. Nu pe mână punga. Bă, stai! Să-ți dau cuțitul. Camela uman rogana. Bă, să ia punga. Ai oaua oferit acolo? Nu, legula și aici cuțit. Ia uman rogana. Ia, hai bă să mâncăm. Bă, lasă că mâncăm și ce rămâne punem înapoi. Dau cuțit. Ia ne cuțit. Alehă, bă, făcuși pomană, bă, Mărine, murim de foame, bă. Nici gambărină. Da, bă, zână, taie și mănâncă, și înălțână. Ia nene, așa șorvețele, mă, să tai cu alea să mănâncă patronul. Era viații, tante. Taie, mă, să mănâncă, ce vrei să ne ține măreț? Mă, mâncăm, mănânc. Nu ne ține măreț. Mănâncă dimineață, tante. Mănânc carne de la mijloc, de acolo, ia. Doamne, mănâncă carne de la mărin. Așa e o mașină, pulvează. Aici da, pun banii. Dar te rog frumos, ia dă și banii aia. Ce? Dă-mi împrumut și mie. Dă-mi, te rog, de-ale, 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 că n-am le parpale. Bă, dă și mie bani împrumut, n-ai încredere în mine. Așa, Mărine, n-ai încredere în mine. De, că ți-i dau. N-am, Mărine, și eu. Și ți-i dau, că iau bani. Da. Bă, uite, în ospitalii, că n-ați au mor pe internet, și le-a pe la mor. Hai, poftă, zână, poftă, gata, destul. Hai. Mărine, poftă bună. Este carte de purce din gospodărie proprie. De unde? De la mine din curte, crescut de mine porci. Bravo, Mărine. Lua și mâncați. Hai. Poftă bună, prieten. Ia ne-am cu șervețelul, du-te, ia ne-am șervețelul. Poftă bună, prieten. Brânza să le hătărezi. Bă, ne dăm tu și bani în prumul. Bă, așa trebuie să vorbești cu lumea frumos, băi. Bă, bunică zână, da. Trebuie să vorbești frumos. Da. Mă, Mărine, am crescut cu noi, ai văzut, vine la bă, cuz, Mărine, mai ai roșii în grădină. Nu, mă. Nu mai? A dat bruna peste el. Ardei, iute. S-au ars. Băi? Adică, bă, că credeau ea că n-a tunut. Bă, găini ai? Găini nu mai am, să te servești cu parte vin. Găini. Dacă ai vin, ia ce vin ai. Vreau eu tu viața ta. Ia, tu umbră, mă, și cu vinul la el, nu vezi? Umblă, săracu, așa umbra socul meu, cu mâncarea și cu vinul, da, cu el. Da, după el. Ce vine că umblau cu el? Mamă, ce vin galben. Bă, bă, stai, bă, uite acolo buzele tale de acolo, eu nu beau. Bă, te rog frumos, Mărine. Ionuța meu. Mărine, ai buzele mari și nu beau după buzele tale, te rog frumos. Doamne, nu mă ascultați, este vin, puși în pahar. De la tine e vinul ăla. Poți să bea un pahar, patru. Bă, de la tine e vinul ăla. De la Cuscu, ciobotea. Nu, dă-i, 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 ala, ciobotea.
E de anul ăsta? De la Babazan. Leo vrea să mai cumpără vin. Are crescută și o botea de-al roșu de anul ăsta? Nu știu dacă am văzut și întreb. Să mă duc la el. Asta e de la el, gustă să vezi. Nu gustă, e dimineața că mi-au ui pastilele. Da. Am beut pastilele. De care omul vin, are mâncare, nu ca noi ieșim. Mă, așa umbra socul meu, socul meu, Țelică, el era șofer la socul meu, la Țelică. Și a rămas cu el pe defileu. Da, și a învățat de la el. Și a rămas cu mașina în pană. Eu a rămas cu mașina în pană între defileu și Târgu Jiu. La defileu și a rămas cu mașina pe zăpadă. N-aveam cuțit, n-aveam mâncare. Am stat acolo până dimineața când a crăpat ziua de a venit copilului Goaică care a murit și ne-a dus remorcat la Târgu Jiu, s-a înfundat pompa de alimentare și ne-a dus remorcat. A murit de foame. Da, vorbește, Mărine, vorbește. Și a rămas să pași. A venit soțul tău, Goaică, care a murit și ne-a dus cu mașina aia roșie, cu Dacia, ne-a dus remorcat până în Târgu Jiu și am găsit pompa de alimentare plină de nisip. A murit de gel acolo și a făcut focul cu socul tău, Șteric. Da. A fost cu cazane la... Unde a fost că am uitat? La Deva. La Deva, da. La Deva. A murit cu Șterică, papă. Cu TB-ul la roșu. Muncea mult. Tu erai șoferul lor. Era șofer. Da. Adică, la grantul că mai nu zis o trădea. Da. Îi dea Dumnezeu sănătatea, că uite mă ajută și pe mine. Îmi dă tu și mie împrumut banii, că îi le dau eu. Știe că eu am bani și îi le dau. Adică mărgășea că n-au prea dragul mă tai. Da, ta n-am mai pe dracu, nu mai vorbi dracu. Ho, lasă-o, nevastă ta e prietena mea. Da. Băi, melă ăsta, Mărine, mă duc mari să fac melodie. Aici avem brânză de la Sibiu. Mă lasă aia brânză, dacă nu mai mănânc. Eu mari și mă duc la București să fac melodii. Da, du-te. Să auzi melodiile mele. Gălăr. Să auzi melodiile mele, mă, Mărine. Mai revenim, prieteni, sănătate multă și să ne urmăriți toți fanii mei. Să ne urmăriți, da. Patroana de la Sahaja, că vedeți la noi toate nebuniile, prieteni. Leo nu s-a sculat, doarme și ne vedeți mai târziu. Doarme cu apă. Nu pot la forță, am de ușit eu cafeluța cu babele. Nu vorbi și eu.
dar și un... Măi, mamă, ce faci tu aseară? De ce ai stat aseară de a mâncat atâta prăjituri? Că eu te-am urmărit. Lasă-mă, patronă, că sunt supărat. Dar beau și suc, am văzut. Da, patronă, dar sunt supărat că n-am bani. E supărat că... că mănânci dulciuri. Tu să nu mai... degeaba ții regim dacă mănânci dulciuri. Dacă nu mai mănânci dulciuri, să vezi ce bine erai tu și la ochi și tot. Că nu mai beai suc și nu mai beai, mâncai dulci. Beai apă de la rubinet, de la apă de izvor și să vezi cum se face ochi. Trebuie să mă înțeleg, să nu mai mănânc dulciuri. Păi ce, patron, am mâncat mulți? Ai? Mulți? Uite, mă, l-am făcut, mă, pe clipul meu. Uite, mă, l-am făcut și pe clipul meu, mă, patron. Ce-am făcut? I-am dat denumirea de singura casă spre Haia. Doamne, numai Leu? Numai. De ce? Am mers acasă, am mers că până acum nu mergea. Până mai să uită lumea dacă zice așa. Zi Leu de la Traia. De ce mama zice așa? Păi nu mă, patroana. E canalul de YouTube, e Leu de la spre Haia. Dar la titlu, la filmuleț. Dar nu se mai uită lumea la ele, din cauza asta m-a scăzut și vizualizările. Deci? La oameni vor să vadă, să fie un impact la titlu. Ce înseamnă aia? Adică gen să pui titlu, ce e în filmuleț, descrierea. Și problema e că eu nu mai pun, am pus acum singura casă streha. Și îți dai seama că cine intră, nu intră toată lumea. Dar vezi, patru, sunt nebarberiți? Te-ai berberit țară, mi-ai adus minte. Îmi era frică să vin să bă la ușă, de că zic, lovești capul unde ești operat la creier. Mai am vrut ca să-mi dea și mie un tic. Dar vezi ce ți-a făcut televizor, să vezi ce mă cer cu el eu astăzi. Mi-a dat doar o mașină, un jeep. Stai să-l asun și să mă cer cu el. De ce făcea așa să faci provocări, să facă el cadouri? N-are destul bani, destul mașini, destul ălea. Da. Mai să bucură la un avion, la o floricică, la un ursuleț. Doamne, ferește, și spune atâta porcării din gură. O mare și el. Patrona, că mai glumim, mai glumim. Ce mai glumim? Că spunea de proci. Doamne, pe cea mai mare rușine, om. Om la valoarea voastră. Nu vorbi așa. Băi, la valoarea voastră nu trebuie să vorbiți atâta porcării. Ai dreptate și tu, patrona. Până înseamnă că nu mai sunteți nimic în drum dacă vorbiți atâta porcării tu cu televizor. Cu televizor? Să nu ce mai bași cu el, că nu-mi place cum vorbești. Hai, sănătate, prieteni, ne mai urmăriți pupam, prieteni, pe alte canale. Vă pupăm. Ne urmăriți.